Salut, mă, băieți, avem aici ceva special, efectiv în devenire se lansează astăzi CS2 și avem aici câteva chestii picante pe Twitter, doar că Twitter nu se mai numește Twitter, se numește ceva X, nu mai contează. Și avem aici pe pagina lor de la CSGO câteva clipuri postate și câteva poze. Faza este că din ce am mai văzut și eu acum serverele, toate serverele în momentul de față sunt picate la ora actuală, ce este 21:50. Toată lumea vrea să intre și când intri pe CSGO, cum vedeți acolo în față, se conectează la rețeaua CSGO, dar de unde, că toate serverele sunt picate. Mai intrăm aici un pic pe Twitter să vedem ce mai avem pe aici. Faza este că pe Twitter, acum nu o să știm, de fapt nu pe Twitter, în general nu o să știm dacă CS2 o să fie mai bun ca CS1, dar nu trebuie să judecăm, trebuie să acceptăm o schimbare, pentru că de fiecare dacă vine o schimbare poate să vină cu bune sau cu rele. Acum rămâne de văzut la latitudinea noastră cum o să dăm o șansă CS2-ului și cum o să-l acceptăm noi. Dacă intrăm aici un pic pe YouTube și un pic la Jaxi TV, este live în momentul de față, o să aveți link-ul la live și link-ul la canalul lui în descriere dacă tot ne uităm. Momentan spune că toate serverele sunt picate, cum v-am spus și eu, dar în momentul de față nu putem afla nimic. Normal, dacă nu se lansează în 10 minute la 22, s-ar putea să se lanseze undeva pe la vreo 2 dimineața la noi. Acum rămâne de văzut, o să vă țin la curent. Din nou, serverele aici sunt toate picate, nu putem intra, nu putem să vedem nimic în legătură cu CS2, dar nu contează, trebuie să așteptăm. Dar până atunci vreau să ne uităm la ceva nostalgic, părerea mea. Bun, și vreau să ne uităm un pic la evoluția CSGO din 1999 până în 2023, să vedem cum era CSGO, dar oricum toți știm cum era CSGO înainte, nu avem cum să nu știm așa ceva. Să-i dăm aici un play la videoclip și să vedem cum arăta și cum era. Să dăm un pic cu sunet, dăm așa un pic mai încet. CSGO din 1999, dar oricum sunt mult mai multe variante de CSGO, din câte știm cu toții. Acolo este alb. Aici avem Counter-Strike 1.0. Eu din păcate pe acesta nu l-am jucat, nu l-am prins la vârsta mea minunată pe care o am. Avem CS-ul 1.3, un CS din câte știu foarte jucat, dar din nou eu unul nu l-am prins, nu m-am jucat, eu m-am jucat CS-ul 1.6. Acolo l-am prins. Cel la CS-uri eu unul nu ne-am încercat, un kill frumos aici. CS-ul 1.5, 2002, fix când m-am născut și eu. Nu, Luna sau alte chestii. O hartă foarte clasică, am putea spune, cred că cu toți ieșind de pe acest videoclip, care ne uităm la CS sau ne jucăm CS. Și avem CS 1.6 2003, clasicul CS pe care îl știm cu toți, este imposibil, cu toți deci l-am jucat, cu toți îl știm, cu toți îl iubim. A apărut CSGO și acum apare CS2. Aici se pare că avem un diffuse și să vedem ce se mai avem pe aici. Counter-Strike Neo, eu din păcate pe acesta nu l-am jucat, nu știu de el, este prima dată când aflu. Nu prea îmi place cum arată interfața și cum arată jocul, dar nu mai contează. Și avem Counter-Strike Xbox Edition. Știu că există CSGO, dar ăla mai vechi cum ar veni și pe Xbox 360. Nu știu dacă se mai poate juca online sau așa, dar există. Mamă, dar cum se joacă de pe controller? CS, mamă, cât de oribil pare. Avem Counter-Strike Condition Zero, pe care mulți dintre noi îl știm, dar eu unul cel puțin nu l-am jucat, îl știu doar că nu l-am jucat. Bun, un kill frumos, două, frumos. Și avem Counter-Strike Condition Zero Delete. Mamă, ce animație acolo, cuțit, o vreau să-i dea cuțit, mamă. Mamă, ce peste cap, aici avem animații puternice, am putea spune. Ia, nu fie un pic cam tare sunetul, să-l dau eu un pic mai... Mă lăsăm așa. Ia, hai, ce seuri mai avem? Și avem Counter-Strike Source, pe care eu îl știu, doar că nu m-am jucat, 2004, dar foarte multe variante de CS în 2002-2004, extrem de multe. Asta pare așa mai HD, mai nav, atunci aveai nevoie de calculator puternic să te joci, ăsta nu prea merge așa pe calculatoarele pe care le aveam eu nu puteam juca CS. Counter-Strike Online. Dar pare o variantă cu zombie sau cu extraterestri, acest CS poate este un mod pe o hartă, n-am idee. Nu știu și nu mă atrage
nu prea îmi place cum arată. Ca nu, din câte am observat, nu o scris sau greșesc eu. Și avem Counter-Strike Global Offensive 2012, CS-ul vechi pe care îl știm cu toții. Aceasta mi se pare că este și varianta de Xbox, cam așa arată, 360 mă refer. Mamă, dar cum arăta în 2012 și din 2012 nu s-a mai lansat niciun CS nou până astăzi. Sau mâine, depinde dacă la două dimineața pentru noi. Counter-Strike Online 2 avem 2013. Nu știu dacă asta au făcut-o ei sau ceva acasă, mie au făcut varianta asta. Oricum nu-mi place cum arată, arată oribil. Nu prea-mi place, nu-i pentru mine CS-ul ăsta. Avem acest CS, dar din nou CS cu variantele astea, anime în partea din stânga, wow, sunt urâte. Și avem Counter-Strike Global Offensive Danger Zone, un mod pentru CSGO, un mod care unul mie în perioada respectivă nu mi-a dus calculatorul, laptopul, că aveam un laptop și nu mă puteam juca deloc și nu m-a prins Danger Zone-ul ăsta, nu mi-a plăcut. Pentru mine unul nu a fost interesant, dar na, a fost ceva. Sunt curios dacă o să fie adus pe noul CS. Counter-Strike Global Offensive Operation 2021, dar care este faza cu ăsta? Că bă, nu-s acolo pus cu CS-ul, să știu eu toate astea, toate modurile de joc, na, nu m-a atras pe mine. Dar astăzi s-a lansat CS2-ul și să vedem dacă o să fie atât de jucat pe cât îl așteptăm, adică... Și avem Counter-Strike 2 care se lansează azi sau mâine la 2 dimineața, de bea l-aștept. Momentan nu putem să ne dăm cu părerea pentru... Din câte puteți observa, încă nu s-a deschis nimic, este 22.06 și din păcate nu avem nicio informație nouă. O să fac direct un videoclip nou cum se face lansarea, acest videoclip o să lăsăm aici. Am reacționat puțin la cum a început CSGO-ul și ce variante de CS am avut. Lăsăm videoclipul aici și o să revin cât de repede posibil cu informații, chiar și pe Instagram aveți link-ul pus în descriere, dați și voi acolo un mare subscribe, un mare like, v-am pat și o seară minunată să aveți. Pa!